Salutare tuturor și bine ați la un nou episod din Weekly Items. Desigur, de data aceasta pe shop este o armă legendară și e Copper Un pistol fenomenal de bun și merită cumpărat, așa că cumpărați pentru 1680 de gol după Defenderul, ca de obicei nu-l cumpărați, nu merită, nu o să-l folosiți aproape niciodată, mai ales că e de shotgun. După Legendary Fluxurile merită enorm, deci după ce cumpărați arma, prima din stânga sus la Look Items. După cumpărați Legendary Fluxurile, Prioritatea numărul 1 merită foarte mult. După restul, el, eroul nu merită, adică e 1000 de gold, e epic și bine, tipul că e unul foarte bun pe damage, constructor pe damage foarte bun, dar puteți lua zicate de misiuni. Și după Master Driver, care chiar nu merită. După Survivor Legendar, merită pentru că puteți le da 200 de manuale pentru 500 de gold, chiar merită. După evoluție materialele nu merită. Deci de data săptămâna aceasta sunt 10 eu dăstăm dar nu merită niciun evoluție materiale și acum vei explica imediat de ce. Dar epic fluxurile și rar fluxurile merită cumpărate dacă sunteți colecționați și vreți să aveți cât mai multe. Dar altfel nu merită. Deci pur și simplu nu merită. Pentru că nu aveți ce să faceți. Hai să zicem că epicele mai face ceva mai abradați la albastră la epice pentru a da că pentru manuale sau tot felul de chestii dar altfel nu prea merită. Și evoluția materială nu merită, pentru că dacă tu acum costă 150 de gold pentru 10 de storm, deci tu dacă faci o misiune în Kenny Valley îți dai mai mult de 10 de storm și diferența între misiuni și dacă le cumpărați direct e pentru că să le cumpărați direct, nu mai vă trebuie timp. Puteți să cumpărați cu 1500 de gold, 150 de of de storm nu mai trebuie să dați 20 de minute misiune, dar mai bine dați 20 de minute misiune și luați 300 într-o misiune foarte mare, 160, 140, 4x player decât să dați 1500 de gold, pentru că îți face foarte greu. După Rare per capurile și uncommon per capurile merită, dar nu o să le cumpăr pentru că am destule și nu vreau să dau gol, vreau să păstesc cât mai mult gol. Și după riparcurile sunt foarte, foarte bune. Riparcurile și ancaman și rar per cap merită le Ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut și ne vedem la Thailand la weekly shop pentru a nu vă cheltui de degeaba. Chiar merită. Tot ce am luat eu în afară de în loc de epic și rar flux, luați ancaman și rar uh, per cap. Asta e tot pe săptămâna aceasta.